La noapte, cerul va fi variabil în Moldova și în Dobrogea și senin în celelalte regiuni. Vântul va fi moderat pe litoral, în sudul Banatului și în zona Carpaților de curbură și va sufla slab în restul țării. În zonele de presionare, izolat, se va semna la ceață. Temperaturile minime, în marea lor majoritate, peste cele obișnuite la această dată, se vor încadra între 4 și 15 grade. Valori mai mici vor fi doar în depresiuni până în jurul la 0 grade în estul Transilvaniei. În capitală, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab. Temperatura minimă ușor mai ridicată decât în mod obișnuit la această dată va fi de 7-10 grade. Mâine, vremea va fi predominant frumoasă și caldă. Cerul va avea înorări trecătoare în Oltenia, iar în rest va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări ușoare în sudul Banatului, în Dobrogea și în Muntenia. Dimineața, pe văi și în depresiuni, este posibilă apariția izolată a ceții. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 25 de grade. În capitală, vremea va fi frumoasă și caldă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă va fi de 21-22 de grade. La munte, vremea va fi frumoasă, iar temperaturile ușor mai ridicate decât în mod obișnuit. Cerul va fi mai mult senin, cu norări trecătoare ziua în masivele sudice, iar vântul va sufla slab și moderat.